Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre un nou joc dedicat camioanelor și anume On The Road. Hai să ne facem aici compania. Accept. Așa. Aici mi-aduce aminte de să la început jocul ăsta. M-a jucat puțin, recunosc, și e acceptabil. Dar, da. Putem spune că dacă ETS-ul era la... nu știu de ce mi-a început jocul, nu voiam să înceapă jocul. Dar mi-a început jocul. Și nu voiam să înceapă. Dacă jocul era în aceeași perioadă lansat cu ETS-ul, se băteau cam cap în cap la grafică și chestii. Dar așa treaba asta puțin altfel. Jocul este pe Steam, este lansat. Se mai lucrează la el, dar cum SCS-ul are monopol și noi avem doar două camioane aici, Man și Scania, e mai greu să, na, să jucăm. În general, totul e pe Germania. După cum vedeți, nu avem alte țări. Și... na, jocul e drăguțel. Dar, având în vedere cât de mult s-a dus în față ETS-ul... da, e greu de zis dacă e un concurent. Pentru că nu mai poate fi un concurent. Chiar dacă nu mai joc ETS, nu mai face plăcere să mă joc ETS. Din motive personale. Aici avem tableta, avem două vehicule, după cum vedeți, ăsta capul tractor și camionul rigid, sau un tandem, cum vrem să-i spunem. Avem un singur angajat, putem angaja pe cineva. Uite, ăsta au lucrat în România. Hai să angajăm românul. Pe finanțe, ăștia-s banii noștri. Așa. Putem să și modificăm, cred, vehiculele. Dar nu o să arăt asta acum. Pe viitor... după cum se vede, avem și remorci. Când deblochezi, vei ajunge să poți să modifici mai mult. Bun, hai să ne jucăm puțin. Jocul cred că e în blană. Nu, e pe mediu. Oricum, grafica nu impresionează. Controlele, o să jucăm din tastatură, nu m-am chinuit cu volanul, sunt curios că sunt sigur că merge, dar na. Am cerut jocul ăsta, am zis hai să cum porneam camionul, că nu mai știu. Și un lucru fain e că poți să te dai jos din camion și poți să-i și deschizi ușile. Poți să-i atașezi și remorcă. Și bineînțeles că e nuntă. Și terminații claxonează. Da. Bun, hai să pornim și noi mașina. Camionul, adică, dar nu mai știu cum. Deci,
QE. Ok. Bun, am băgat în viteză. Trebuie să ajung la Peco aici. Și pentru asta da, trebuie să-mi pun cardul. Nu asta voiam. Mihnea, rest time. Știu că mergea să fac zoom. Ok. Am făcut și pauză, bun. Nu mai știu cum făceam zoom pe tahograf. Nu mai știu nicio tastă, sincer. Park brake retarder. 1 și 2. Tahograf, keypad mod, minus mod in out și pe zoom. Ok. Bun, insert card. Dar nu vreau să dorm. Vreau să fie zi. Acum e noapte. Bun, e zi. Și normal ar trebui să-mi ia cardul, dar nu-l ia pentru că și deoarece ne jucăm așa. Deci, zice aici, keypad minus, mod, in și out. Deci, insert, confirm switch, driving time. Bun, acum conducem. Vine și Manu. Hai să vedem dacă a mers bine. Da. O să luăm așa o cursă. Avem și lumini, proiectoare, tot ce ne trebuie. Nu știu dacă o să mai fac episoade, depinde de feedback-ul pe care îl primesc de la voi. Să zicem că ar putea ieși o serie de roleplay, dar chinuită. Decrease light pe L și avem și ștergătoarele pe aici. Light test pe și back. Ok. Bun. Sper să ajungem să facem plinul. Da, cum am zis, grafica nu e cea mai cea. Cu siguranță ați văzut jocuri mai interesante, dar faptul că să zicem că aici ai mai multe interacțiuni cu camionul pentru că ai acel tahograf și chestii de genul, oarecum dă o notă bună, dar atât, pentru că oare pe aici? Nu, mai în față. Trebuie să mergem să vedem PECO-ul. Ăsta e radar aici.
Grafica nu e cea mai bună, dar sincer, n-am reușit niciodată să duc o cursă cap-coadă bun sfârșit. N-am înțeles ce trebuie să fac când ajung. Bun. Și hai să facem plinul. N-are un sunet specific, dar ne uităm în dreapta și vedem cum urcă și cum se umple acel indicator. Putem spune că jocul e inspirat, dar na. Cum am spus, nu mă mai atrage ETS-ul. Bun, scoatem din neutru. Așa, în neutru scoatem, adică asta e contactul. Camionul nu se pornește dacă n-ai neutru pe cutie. Toate sunt automate. Bun, ia să vedem. Dacă am putea să luăm remorca asta și să încărcăm cu ce avem. O să mergem să încărcăm la Bruto. Nu știu cât de lungă cursa. Sincer, am luat, mă rog, am cerut jocul ăsta pentru că nu plătesc jocurile pe care le joc o singură dată în general, mai ales că acest canal a fost dedicat simulatoarelor. Am zis să le cer celor de la Aerosoft o cheie și mi-au dat-o. Jocul arată bine. Dacă era, să zicem, lansat acum 10 ani, era bine. Dar să zic că ar fi în comparație cu ETS-ul, nu. Sunt eu hater ETS, dar nu se compară, pentru că și în ETS e multă muncă depusă, sunt modări implicați, firme de camioane, evenimente peste evenimente și na, se vede. O să mergem pe aici, pentru că aici trebuie să mergem la încărcat. În rampă și spre deosebire de TS aici ai mai multe chestii de făcut. Tragem frâna, scoatem în neutru și mă dau jos să-mi deschid ușile. Sunetul e fain. N-am ce spune, deci pentru sunet avem două viteze, atât pe față cât și pe spate. Bun, hai să încărcăm. Hai să semnăm. Așa. Avem doi paleți. Nu știu dacă merge să iau mai multă marfă. Nu o să încerc asta acum. Luminile merg. Bun.
Punem contactul. Pornim motorul. Dăm viteză. Și acum trebuie să ajungem în München. Să descărcăm. Dacă, eu știu, vouă o să vă placă ideea acestui joc, ceea ce mi-e greu să cred, voi putea încerca să fac mai multe episoade, dar axându-mă mai mult pe celelalte jocuri pe care le vedeți pe canal, pentru că cu siguranță ETS, dacă mă vrea în lumea lor înapoi, dacă mă vor cei de la SCS, să zic așa, lumea lor, au de făcut niște upgrade-uri importante, iar jocul ăsta mă cam dor ochii să mă uit la el. Și prefer mai degrabă să mă joc car mecanic și chestii de genul decât jocuri de-astea în care nu face absolut nimic. Dar, na, timpul trece. Stat recuper... A, nu, are verde pe stânga, ok. Asta e goarna. Și ăsta e claxonul normal. Ăsta e flash-ul. Ia stați așa să îmi fac niște setări. Deci avem așa. Cruise control-ul e pe C. Ștergătorul light test, ok. Putem să ne așezăm scaunul. Putem să scoatem și să ne avem mai multe unghiuri. Fog light on. Ok. Aici. Replace. Astea o să-mi fie semnalizările. Flash-ul. Și o să am aici L-ul. K-pa. I-ul. Și O-ul pentru ceață. Asta e retarderul. Așa, cutia. E, shift. Shift și caps. Bun. Mai era ceva de făcut la ștergător. La ștergător o să vreau ăsta aici și ăsta aici. Și gata. Și hai că îmi puneam eu frână. A merge cu avaria. Am făcut cât de cât să am setările ca NTS. Mai avem timp de condus 7 ore. Nu-i nevoie de lumini.
doar cele de zi. Trebuie să mă încadrez pe banda de stânga. Ce am făcut, mă? A, păi asta am făcut, că el intră în mine, el virează și mă agață pe mine. Da, asta am făcut. Aici nu-i vina mea. Mai avem 168 de kilometri. Pe ce e avaria? Nu. Avaria o să fie pe F. Hazardul pe F. Și pe ce am cruise control? Din păcate nu pot să... Vedeți? Asta se întâmplă când ești prost. Și te joci cu scaunul în timp ce conduci. Pentru că mă jucam pe... Am dat scaunul mai sus și mai jos. Asta e... setarea. Astea sunt proiectoarele. Și așa se vede de sus. Facem și noi dreapta. Și avem voie cu 60 la oră. Desigur că subvirează camionul. Direcția e oarecum nasoală pe... pe tastatură, ca și pe ETS. Dar asta e, mergem cu 60 la oră, atât avem voie. Și sunt curios la final ce se întâmplă. Mai avem 152 de kilometri. Și o să dureze puțin cursa. O să dureze o leacă cam mult. Am impresia că aici e scara mai mare la hartă față de ETS. Îmi place însă că oarecum oglinda se simte oglindă. Geamul nu se simte geam. Dar rest... cam atât. Rest cam atât. O să-mi fac light test pe drum. După cum vedeți, mi se aprind anumite lumini și becuri. Totuși, nu prea am ce să spun așa mult. Și mai avem 6 ore de condus. Nu știu dacă șoferul secundar și el singură cursă. Hai să vedem ce se întâmplă dacă merge mai repede. Dacă suntem limitați. Da, limitați la 90. Și limitarea mă ține chiar în limita de viteză.
Bordul e lizibil. Nu sunt multe de zis. Totuși, are niște chestii, cel puțin din cauza ștergătoarelor pe care DS-ul nu le avea, dacă nu erau modării. Și pot să scot și volanul, doar că nu o să arăt asta acum, pentru că nu mă avantajează cu absolut nimic. Trage mai greu la deal. Mai avem 110 km. Și am impresia că s-ar putea să mă și întorc. Sper să nu, dar rămâne de văzut. Destul de monoton, dar asta e. Cam de asta nu mi-a place mie ce înseamnă să ocură de condus cu camionul, pentru că noi ce facem? 82 de kilometri, cred că la 10 minute terminăm și noi cursa. Asta dacă nu o să meargă prea tare. Combustibil am. Temperatura uleiului e mare, dar na. Sau nici măcar nu cred că merge. N-am idee. Cred că e mai mult așa de vrăjeală să fie acolo. Oricum, încerc să mă grăbesc să văd ce se întâmplă, cum decurge jocul și chiar aștept în comentarii părerea voastră. Mie mi se pare fix un ETS old school, un ETS 1 sau un ETS 2 la începuturi, cum vreți voi să-i spuneți. Dar mai mult de atât nu cred că oferă.
Cât despre camioane din joc, cred că vor rămâne Scania și MAN. Nu cred că vor fi altele. Nu văd de ce ar fi altele. Și nu văd cum ar putea fi altele. Dar, na. Cine știe. Încă 47 de kilometri, mai am 5 ore de condus, normal, trebuiau 9 ore împărțite cu pauză, din câte știu, dar, na, treacă, meargă. Nu prea există camioane mai mari de 400 de cai, din ce văd, și manul ăla avea cam 420 de cai. Autostradă e autostradă, evenimente nu-s, nu că ne trebuie să ar fi prea multe. M-a luat somnul. Deci e imposibil să nu te ia somnul în, în jocuri de genul. N-ai cum, că nu ai ce să faci. Ăsta a rămas blocat pe banda 1, 2. Ai noroc, avem șofer? Avem șofer. Un fel de șofer. Deci, dacă autostrada asta nu era dreaptă, era mai bine. Dar, aia e. Nu înțeleg de ce limitarea e de 60. E autostradă. În general e 80 pe autostrăzi, cred că cei cu tirurile merg cu 90, asta e partea a doua. Da, sunt multe chestii care nu sunt la locul lor, care ar trebui spuse și poate să se ia și măsuri, dar oricum. Nu văd să aibă un potențial. Wow. Nu știu de ce a făcut așa. Dar, na. S-a întâmplat. Uite, aici am limită de 100. Aici am de 80. Și mie tot nu mi se schimbă limita pe GPS. Și mi se pare ceva ciudat. Am văzut că a băgat asta avarie. Probabil s-a bușit AIU. Și bușindu-se, mersi. Dăm o avarie. Bușindu-se. Deci suntem un neutru. 5 ore. Bușindu-se, au pus avarie automat. Da, deci AIU are o problemă, se oprește aiurea la semafor. N-ar trebui să se întâmple asta. Dar se întâmplă. Asta e frână automată de retarder. Puțin. Foarte puțin dinamic jocul, e mai mult static, mergi pe ceva carton. Nu știu ce să zic, nu știu cum să-l prezint.
ca să fie bine. Bine, nu trebuie să-l prezint ca să fie bine, nu. Eu când cer jocuri, în general, chiar și produsele, nu-s plătit de așa ceva, deci nu mă interesează dacă zic de bine sau nu. Zic de bine în măsura în care e de bine. Trecem și noi pe portocaliu. Și de rău în care e de rău. Bun. Aproape că ajungem. Nu, aici trebuie să fac stânga. Aici trebuie să fac stânga. Dar aici nu e niciun depozit. În fine. Bun, cam așa zic ei că vor. Ceva undeva nu e ok. Bun. Deci am avut penalizare 186 de euro, 20 de euro așa. Și cam asta e cursa. Cam asta e jocul. Și noi ne oprim aici. Eu am fost Mihnea, toate cele bune, salutare!